Da, ne aflăm în fața grădiniței cu program prelungiri numărul 6 din municipiul Iatoneanț, în apropierea cinematografului Dacia Panoramic, unde este un obiectiv de reabilitare și modernizare a acestei clădiri. Trebuie să spunem că e vorba de o lucrare cu finanțare din fonduri europene și la momentul de față lucrările sunt executate în proporție de 60%. Între lucrările care mai sunt de executat aici e vorba de montare tâmplăriei interioară, de branșament apă potabilă, lucrări de instalație, montare corpuri de iluminat pe zona parter, prize cu montatori, montare rulou antifoc, iar la exterior trebuie refăcut terenul din incintă, dotare cu locuri de joacă noi, montare, gazon, plante și alte lucrări care mai trebuie efectuate aici.